Președintele care va fi ales în noiembrie își va prelua mandatul în zilele aniversării a 25 de ani de la victoria Revoluției Române din 1989. Momentul are o încărcătură simbolică. Este timpul să tragem linie, să vedem cum a evoluat democrația și societatea românească, dar este și timpul unui nou început. Să dăm o perspectivă națiunii, să-i dăm un nou proiect de țară, să-i dăm un nou model de politică și de exercitare a funcției prezidențiale. Apropo de cei 25 de ani care au trecut de la Revoluție, vreau să fac aici o mențiune și să vă aduc încă o dată mulțumiri. Este pentru prima dată după 25 de ani când o structură politică de asemenea învergură desemnează pentru funcția supremă în stat un cetățean român, dar aparținând unei minorități etnice. Și asta în pofida unei propagande necinstite și perverse pe care adversarii noștri au pus-o în mișcare în ultimele săptămâni. Este un semnal important care arată maturizarea democrației românești, faptul că începem să fim o societate liberală, o națiune de cetățeni. Eu vin de la Sibiu, din administrația locală. Unii îmi spun că nu sunt parte a jocului politic de aici din București și nici nu doresc să fiu. Vă spun direct, vin din administrația locală spre președinția României pentru a schimba regulile jocului politic de până acum.